Hei, bună dragii mei prieteni, eu sunt Ana și pentru început vreau să vă urez și eu un an nou fericit, plin de bucurii și realizări, pentru că până la urmă despre asta este vorba în viață. Cu toții ne creăm anumite dorințe, anumite scopuri pe care vrem să le atingem, așa că vă doresc din tot sufletul să ajungeți pe cele mai înalte culmi posibile din toate punctele de vedere. Și gata curatul, haideți să trecem și la videoclipul în sine. Astăzi vreau să facem un unboxing de Crăciun. Știu că au trecut aproape, cred că 2 săptămâni de la Crăciun, dar nu contează, niciodată nu este prea târziu, așa că rămâneți până la final pentru că la final am o surpriză, este un cadou mai special, nu știu exact dacă să vi-l arăt acum sau să nu vi-l arăt, să fac un videoclip special doar cu acel cadou, rămâneți până la final. Ia vedeți și cadourile, ce frumos stau ele aici sub braț. Sincer, mi-ar plăcea să primesc cadouri mai des, nu doar de Crăciun, de Paște și de ziua mea. Ia să vedem noi prima punguță ce avem noi aici. Pentru început, pijamale. Pijamale de Crăciun chiar. Stați să vi le arăt că sunt foarte, foarte drăguțe. Uitați-vă cât de drăguțe sunt! Bine, eu deja le-am purtat. Cred că ați văzut vlogul anterior în care le-am purtat pe acestea. Am ieșit din casă în pijamale și acestea erau pijamalele pe care le-am purtat. Bluza arată cam așa. Nu știu cât de bine se vede pe cameră. Și pantalonii sunt roșii. De Crăciun! Sunt foarte, foarte drăguțe și eu și Cezar avem la fel. Am primit la fel pijamale. Bun, să trecem mai departe la următoarele cadouașe. Am mai primit ciocolățică Milka. Asta îmi place foarte, foarte mult. Am mai primit biscuiți Milka. Un om de ciocolată, ce drăguț! Uitați ce drăguț e! Am mai primit un gel de curățare de la La Roche-Posay. Îl știu, este foarte bun că l-am mai avut. Tocmai ce voiam să-mi cumpăr altul nou, că mie mi s-a terminat și uite că moșul mi-a auzit gândurile și mi-a cumpărat el. Este foarte bun, este pentru ten sensibil și curăță foarte bine pielea, sincer. Am mai primit o cutie de bomboane cu cireșe. Mamă, câte dulciuri, dau un diabet cu moșul ăsta și nu doar atâtea sunt, mai sunt, mai am de arătat dulciuri, așa că stați până la final. Ia să vedem ce mai este aici. Ah, este o lampă UV, mi-a luat-o tati pentru unghiile cu gel. O să mă apuc să-i pun lui mami unghii cu gel să vedem cât de bine mă descurc. Deci aceasta este lampa, asta s-o scot din ambalajul ăsta. Să vi-o arăt. Așa arată lampa. O să încerc să vedem cât de bună este. Și pe lângă lampă mi-am mai luat cleanser, nu știu, nu mă pricep eu atât de bine la unghii deocamdată. Ceva care curăță gelul, habar n-am. Nu știu, nu știu ce e, o să-i dau eu de cap. Așa, și mi-am mai luat două culori. Un milky white, adică un alb lăptos, așa se numește, este milky white. Nu știu cât de bine se vede aici în cameră. O să le încerc oricum și o să vi le arăt. O să vă dau un feedback. Și încă o culoare mai avem aici. Avem un rozaliu nude ceva. E foarte drăguță culoarea. Oricum trebuie să mai cumpăr eu și primer sau nu știu cum, finish, primer, cum se numesc chestiile astea. Pentru că nu pot să-mi fac unghiile doar cu acele culori, că nu-i ca la oja normală. Așa că trebuie să mă experimentez și eu și să văd exact de ce mai am nevoie. Și freze, am freze, am pe acasă pe aici freze, deci e bine că am. Bun, haideți să vă arăt în continuare ce am mai primit. Stați să vă arăt, ia să vedem. Niște chiloți, niște chiloți negri, da. N-am ce să vă arăt la ei că sunt niște chiloți negri simpli. Din aceea, fără cusătură, sunt foarte mișto. Și o brățărică. Este o brățărică de picior. Nu știu dacă e din aur. Nu-mi dau seama. Dar eu cred că da. Eu așa cred. Cred că este din aur. O să vă dau feedback și la asta, să vă spun dacă e din aur sau nu. O să vă zic în timp, să văd dacă se înnegrește sau nu. Deși eu cred că este din aur. Este o brățărică dublă. Pe o parte are o inimioară și pe cealaltă parte scrie love. Foarte drăguță. Nu știu cât de bine se vede aici la cameră, dar este foarte drăguță, dublă așa, gen două brățărele, arată foarte, foarte bine. Mai ales vara la mare sau la piscină, o să arate foarte bine. Ia să trecem la următoarea pungă, să vedem ce se află aici.
Avem o căniță Milka din aceasta mov, foarte drăguță, cu câteva, nu știu cât de bine se vede, cu câteva dulciuri aici înăuntru. Bomboane Raffaello. V-am zis că nu doar atâtea dulciuri sunt și că sunt mult mai multe, deci mai așteptați. Am mai primit o agendă, este o agendă a afirmațiilor magice. Sună foarte bine și abia aștept să încep să scriu pe ea. O acadea din aceasta bastonaș, foarte drăguță. Și am mai primit un bol de supă. Îmi place foarte mult pentru că e pe stilul meu așa și abia aștept să mănânc supă din el, sincer. Cred că o să aibă un alt gust, un gust mai bun. Următoarea punguță este de la Cărturești. Îmi place foarte mult că e colorat așa. Și dacă vă gândiți că am primit o carte, nu, nu am primit, nu este o carte aici. Este un ceai. Este un ceai cu cireșe și vanilie. Abia aștept să-l încerc pentru că n-am băut niciodată un astfel de ceai. Adică până acum eu am băut ceaiuri din astea clasice, cu mentă, cu moșețel, cu tei, cu mai știu eu ce, dar cu cireșe și vanilie niciodată. Și abia aștept să-l încerc, să vedem ce gust are. Și niște, ia să vedem ce mai e pe aici, niște fursecuri de Crăciun. Ce drăguț! O dau un diabet cu voi, clar. Următoarea pungă este o pungă mare. Haideți să vedem ce se află aici. Ia, stați așa. Ba, 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 bam. 3, 2, 1. Este un... Stați să mă ridic în picioare ca să... Stați așa ca să îl pun pe mine. Este un palton. Foarte drăguț. Stați să-l pun pe mine ca să vedeți exact... Nu știu cât de bine se vede. Stați să mă dau mai în spate. Deci este un palton. Nu este alb, e spre bej cumva, dar e foarte, foarte tare. Îmi place mult. Este lung, nu e chiar până în pământ, e sub genunchi, ceva de genul. Și asta este o mărime mai mare, pentru că eu am vrut așa o mărime mai mare. Stați să vă zic exact ce mărime este. Eu am 1,60, în caz că vreți să vă cumpărați și voi, ca să vă faceți o idee. Eu am 1,60 și asta este L. Deci nu mi-am luat S, cum port eu de obicei, sau XS, mi-am luat L. Mi se pare că arăta mult mai bine așa. Are și glugă și îmi place foarte, foarte mult. Din Zara, este din Zara. Și am spus că mi l-am luat pentru că am fost cu moșul personal la mall, adică eu am contribuit la acest cadou. Gata, hai să trecem la următoarea punguță, să vedem ce se află aici. Avem săpun lichid cu aromă de candy, adică bomboane. E bun, e foarte bun pentru că și așa aveam nevoie de săpun. Mi se termină destul de repede săpunul, deci mulțumesc, moșule. Mai avem bomboane. Din nou, bomboane. V-am zis că sunt multe dulciuri. Și piesa de rezistență. Stați, acopăr ce se află aici. Un plic. Cred că nu este nevoie să vă arăt ce se află aici, pentru că știți și voi deja. Bănuiesc că majoritatea copiilor au primit măcar o dată în viață un plic de la, nu știu, de la cineva din familie. Bunici, nași, fini, habar n-am. Dar da, este un plic necesar pentru viața noastră, deci este binevenit. Așa, și cred că atât. Cred că... A, și mai am să vă arăt acel cadou special de final. Rămâneți, rămâneți aici. Și acum un cadou de la moșul Ana pe care l-am primit. Este această carte de care sunt foarte îngândată și abia aștept să o citesc. Tu ești placebo, scrisă de Dr. Joe Dispenza. Eu am mai citit o carte scrisă de el, Supranatural se numește și mi-a plăcut foarte mult. Am învățat foarte multe din cartea aia și sincer vă recomand și vouă din suflet. Și o să mulțumiți dacă o să o citiți. O să-mi mulțumiți mai târziu. Am căutat acum să-mi cumpăr o altă carte scrisă de el și o să mai caut în viitor cărți scrise de el, pentru că simt că rezonez mult mai bine cu acest autor, cu Dr. Joe Dispenza, decât cu alți autori, pentru că e până la urmă ca și în viața de zi cu zi, fiecare om e cu modul lui de exprimare, cu modul lui de a explica anumite fenomene, pe înțelesul tuturor sau pe înțelesul doar câtorva persoane, așa că până acum, din ce am citit eu, foarte multe lucruri am înțeles de la Joe Dispenza față de alți autori care nu știu să explice atât de bine, așa că în continuare eu o să-i cumpăr cărțile și abia aștept să le citesc. Și în sfârșit, cireșica de pe tort este aici, cadoul pe care eu mi l-am cumpărat și de care sunt cea mai încântată și abia aștept să-l desfac, pentru că, după cum vedeți, încă este ambalat, nu l-am despachetat, aștept să fac chestia asta cu voi aici pe vlog, doar că m-am gândit să fac un vlog separat. Deci o să vedeți ce se află aici în vlogul viitor, pentru că vreau să fac un vlog doar despre chestia asta, să vă arăt exact ce se află aici și să vorbim mai multe despre acest colet, că vreau să vă ofer mai multe informații.
informații. Poate să vă fie de folos pe viitor și vouă. Așa că, dacă vreți să vedeți ce este acolo în coletul ăla de care eu sunt foarte, foarte încântată, nu uitați să dați un like la acest video, un subscribe ca să fiți voi la curent mai departe cu ceea ce voi posta, un share și, dacă vreți voi, și comentarii. Mi-ar face mare plăcere să vă citesc comentariile și să vă și răspund la comentarii. Așa că, până data viitoare, stați aici cu ochii în patru ca să vedeți ce se află în coletul ăla, pentru că și eu sunt foarte curioasă, că nu l-am desfăcut și abia aștept, abia aștept. Vă pup!